Hei, salutări, sunt Mihai, bun venit înapoi. Suntem la al doilea pachet al Lancia Delta Integrale. Montăm numerele 11 și 16. Acesta este numărul 11. Am primit niște șuruburi LP și țineți minte acest număr de acum câteva numere. Acesta se montează împreună cu acest număr. Nu prea avem cum să greșim, una merge în alta. Singurul lucru la ce trebuie să fim atenți este pinul acesta mijlociu. Acesta s-a unit și folosim 4 șuruburi LP. Montajul a fost extraordinar de rapid și trecem acum mai departe la numărul 12. Deja avem partea sub șasiului, partea frontală montată. Și haideți să vedem ce și cum vom monta. Începem și podul pedalier, etc. Dar primul pas este să montăm butelia. Îl vom uni și folosim un șurub LP3. Haideți să dau și un zoom. Am montat această butelie. Trecem mai departe la frâna de mână hidraulică. De piesa aceasta. Dacă înțeleg bine și v-aș ruga să fiți puțin atenți, ținem acest triunghi orientat așa și va trebui să adăugăm piesa asta, deci cu pinul în jos. După care avem nevoie de maneta în sine. Și avem nevoie de suportul acesta triunghiular. Vom folosi, desigur, încă un șurub LP3 ca să montăm acest schimbător orientat în direcția aceasta. După care va trebui să lucrăm cu șasiul. Îl pun aici în mijloc, sper că se vede tot. Avem nevoie de tija aceasta mare și va trebui să îl montăm începând de aici până aici în spate. Încerc să-mi dau seama de orientare. Partea asta unde pinul este mai lung vine aici în spate. Așa, și pe partea cealaltă îl fixăm tot cu un șurub LP3. Am fixat piesa asta, mergem mai departe și vom lua ansamblul frânei de mână. Acesta se instalează tot aici în spate. Haideți să vedem unde. Cred că acesta vine aici în spate. Ok, deci s-a înțeles. Aici este pinul de ghidaj și vine aici jos. În spate, din nou îl prindem cu un șurub LP3. După care urmează frâna de mână. Îmi cer scuze, schimbătorul de viteze. Vorbeam prostii. Și acesta se așează în cele două găuri de aici. Cablul verde trebuie să intre acolo. Și, desigur, sub frâna de mână. Se potrivește superb
Și și acesta trebuie montat tot cu un șurub LP3 în spate. După care montăm butelia noastră, acesta va veni în spate aici, folosim tot așa două șuruburi LP3. În următorul pas luăm podul pedalier. Acesta trebuie să fim atenți cele două găuri să intre. Îl fixăm pe urmă aici sus. Deci din nou atenție la piesele astea două să intre în gaură și aici sus. Folosim un șurub LP5. Așa. Și trecem mai departe. Va trebui să unim bordul cu tot sistemul pedalier. Asta înseamnă că introducem cablu prin gaură, introducem și coloana de direcție, perfect, și va trebui să amplasăm bordul încât să intre în cele două găuri din lateral. Bun. Vom folosi șuruburi LP1 ca să fixăm bordul în cele două găuri. Pe urmă, cablul acesta încercăm să îl orientăm corect, să iasă prin gaură în dreapta. Nu sunt 100% sigur dacă așa e, dar probabil, deoarece acolo este o scobitură. Să dăm un și la șurub. Ok. Și avem partea aceasta montată. Ok, am ajuns la numărul 13, unde primim piesa aceasta mică și aici va fi suportul de baterii. Pe partea cealaltă avem cablul electric, conectorul, este denumit 2 sau 02 și acesta trebuie să-l unim cu partea din spate a mașinii. Încerc să-mi dau seama cum. Probabil va veni așa. Folosim 4 șuruburi LP01. Ok, am terminat și numărul 13. Vom continua acum cu numărul 14. Care din nou este doar o parte din spate. Am să mut capota, că deja îmi iese în drum. Să vă explic. Piesa aceasta vine în spate. Avem aceste 4 găuri și ea se va monta în spate așa. Va trebui să adăugăm șuruburile aici. Nu o să se vadă prea bine, dar folosim 4 șuruburi LP01 în aceste 4 găuri. Ok, avem deja și partea din spate montată, ceea ce e un lucru excelent. Trecem acum la numărul 15. Din păcate, foarte multe nu vom face cu ea, așa că trecem la numărul 16, niște șuruburi LP5. Și să nu cumva să aruncați hârtia, pentru că mai este aici o piesă mică. Ok. Conform montajului,
Anvelopa aceasta este de rezervă. Și ar fi de preferat ca această dungă să fie montat în partea de jos. Teoretic așa arată bine, așa am să o montez și eu. Ok, după ce am montat piesa aceasta, roata se va așeza aici în spate. Și vom folosi un șurub LP5, deci există și un mic ghidaj, nu prea avem cum să-l stricăm. Dacă coboară janta până acolo, luăm un șurub LP05. După care vom adăuga piesa aceasta aici. Am terminat deci și montajul acestui număr, de fapt acestui pachet, și ne vom vedea curând cu numerele 17, 18, 19, 20, 21, 22. În 21 se pare că avem o piesă destul de măricică, o să vedem în curând care este acesta.